Pampers, partenerul emisiunii Ai Sănătate. Salutare! Te îndemn să urmărești emisiunea care urmează pentru că avem astăzi informații utile pentru toți cei interesați de un mod sănătos de viață. Începem! Astăzi la Ai Sănătate! Tinka Filat, terapeut holistic, ne spune totul despre sound healing. Corpul nostru știe cum să se vindece și nu avem nevoie de atât de mult stimul extern. La 18 ani și greutatea de 100 de kilograme, Serafima Moraru și-a propus să slăbească sănătos. O cunoaștem mai bine pe protagonista proiectului Serafima Slăbește și aflăm ce plan alimentar i-a fost pregătit de nutriționist, dar și cât de hotărâtă este să îl urmeze. Experiența noastră arată. Și voi aveți multă experiență. Deci avem câte 3 copii. Da, deci în total 6 copii aici, mine 7. Am înțeles eu care sunt tainele nașterii în cele din urmă și pot să vă spun că informațiile corecte te ajută să naști. Ana Smolnitsky și Sabina Efros ne spun ce înseamnă o naștere blândă și ce pot face femeile pentru a naște natural și a se recupera rapid. Cristina Gonța își împărtășește experiența în diversificarea alimentației fetiței sale și îți arată cum să pregătești o rețetă pentru micii exploratori ai lumii culinare. Instructoare de pilates și mamă a 5 copii, dintre care cel mai mic are doar 2 luni, Masha Kinaș ne spune cum trebuie să ne restabilim corect după naștere. Naștere este un efort tare și mușchii pelvieni după naștere sunt într-un spasm. Îți prezentăm povestea Tatianei Stratan, un om și un specialist desăvârșit cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul asistenței medicale. În ediția trecută ți-am povestit despre Serafima Moraru, o tânără de 18 ani și cu greutatea de 100 de kilograme, care și-a propus să slăbească sănătos. Colega mea, Olesia Cechiri, a făcut un plan alimentar care să o ajute în acest scop. Faceți cunoștință. Ea este Serafima, are 18 ani, este redactor la un site pentru femei și ne-a dezvăluit că principalul motiv care o determină să vrea să slăbească este să se simtă mai sănătoasă și mai încrezătoare în propria piele. Am multe momente care mă motivează, dar acum am posibilitatea să o fac sănătos, treptat, aș vrea să ajung la un corp frumos, la un corp sănătos. Să arăt de vârsta mea, desigur, fiind că din cauza kilogramelor în plus arăt mai mare. Serafima a recunoscut că alimentația ei de până acum a fost bogată în alimente procesate, dar că este hotărâtă să facă schimbări majore. Eu sunt lenoasă și nu-mi place să gătesc acasă. Efectiv, des se întâmpla că cumpăram mâncare procesată și deja o pregăteam sau făceam ceva repede, mă alimentez sau dacă nu am chef să gătesc, comand. Dar noi majoritatea știm că atunci când comanzi, nu te limitezi la ceva sănătos, dar vrei pizza, burgeri, sushi și multe alte chestii. Aceasta nu este prima dată când Serafima încearcă să slăbească. În trecut, ea a încercat să urmeze diverse diete restrictive, dar acestea nu au funcționat pentru ea. Am încercat anterior să mai urmez un regim, dar, din păcate, mai mult de o săptămână nu m-am putut ține pe regim, n-am putut urma alimentația corectă. Am înțeles că am nevoie de monitorizare, fiindcă când sunt mai monitorizată, sunt mai încrezută, responsabilă. Așa că Serafima a luat o decizie hotărâtă de a cere ajutorul specialiștilor și de a adopta un plan personalizat care să o ajute să obțină rezultate durabile pe termen lung. Serafima va urma un regim alimentar personalizat întocmit în funcție de necesitățile nutritive și calorice individuale. La întocmirea acestui regim am luat în calcul 4 elemente importante. 1.
1 este consumul de proteine sănătoase, pentru că acești macronutrienți sunt esențiali în procesul de slăbire. 2 este limitarea carbohidraților simpli și înlocuirea acestora cu carbohidrați complexi, cum sunt cerealele integrale, fructele, legumele. 3 este consumul de grăsimi sănătoase și limitarea celor saturate. Și în final, consumul a 30 de ml per kilogram corp de apă, care este esențială pentru a elimina toxinele și a accelera metabolismul. Disciplina va juca un rol crucial în următoarea perioadă pentru Serafima, deoarece trebuie să urmeze un program bine stabilit de planificare a meselor. Mesele vor fi luate conform unui program de luare a meselor adaptat în funcție de programul de muncă și regimul său zilnic. Acest program va include 3 mese principale și o gustare, luate toate la ore regulate, pentru a menține un aport caloric optim și pentru a evita supraalimentarea sau foamea excesivă. Protagonista noastră este foarte motivată și determinată să își îndeplinească obiectivele, iar echipa noastră va face tot posibilul să-i ofere instrumentele și resursele necesare pentru a obține rezultatele dorite. Pe o scară de la 1 la 10, cât de motivată ești ca să slăbești, să respecti recomandările nutriționistului, antrenorului? Pe o scară de la 1 la 10, așa, cred că 9, dar să fiu sinceră cu mine, am multe pofte. Da, sigur, am multe pofte, foarte multe, dar chiar foarte multe. Mă liniștește și mă bucură că nutriționistul meu drag mi-a creat un regim cu mâncare gustoșică, astfel, practic, nu simt diferența. Oricum, sunt momente în care simt că mi-e foame, că vreau, că mă rupe, dar mă strădui și mă țin. Monitorizarea zilnică de către un specialist este esențială pentru a păstra motivația și pentru a obține rezultate optime. Noi am decis cu Serafima că ea ne va transmite poze de la fiecare masă și totodată vom monitoriza rezultatele săptămânal prin cântărire și prin măsurarea circumferințelor corpului. Suntem alături de Serafima în această călătorie și îi dorim mult succes! Alături de mine este terapeutul holistic Tinka Filat. Bună și bine ai venit la noi! Salutare! Mă bucur foarte mult că ești aici, mai ales că ai venit și cu niște instrumente minunate și astăzi vreau să le facem cunoștință celor care ne urmăresc cu terapia prin sunet sau, mai bine spus, sound healing. Se cunoaște și acest termen, sound healing. Explică-ne ce este asta. Sound healing este o abordare de vindecare holistică cu ajutorul la instrumentele. Aici avem o variație frumoasă și le-am colectat prin toată lumea. Deci, știți vorba, suntem ceea ce mâncăm, de asemenea suntem ceea ce auzim. Și vibrația joacă un rol foarte important în viața noastră, la ce sunete ne prezentăm, acele sunete vor determina calitatea vieții noastre. În sound healing, noi folosim niște instrumente puternice, cu vibrații foarte înalte, să ducem corpul omului într-o stare de relaxare și acolo, când noi ne relaxăm, dăm drumul la toate gândurile noastre, la toate tensiunile noastre, corpul este în starea perfectă să se vindece, să se autovindece. Deci atunci când corpul se relaxează și dispar aceste blocaje, stresul, gândurile și de fapt asta și este tratamentul prin relaxarea corpului, da? Exact, corpul nostru știe cum să se vindece și nu avem nevoie de atât de mult stimul extern, pe cât să ne relaxăm și să permitem ca natura să facă ceea ce face cel mai bine. Foarte frumos spus și vreau să-mi spui și despre instrumentele pe care le ai aici și de unde sunt. Spune-ne un pic din povestea și istoria lor. Sigur, deci aici avem un clopoțel din Bali care este folosit în ceremonii, foarte popular și are un sunet extrem de frumos, profund și răsună prin toată jungla când se fac ceremoniile cu el. Apoi avem niște boluri tibetane care le-am procurat de fapt în India. Câteva luni în urmă am fost într-o călătorie frumoasă. Avem un fluier din tradiție nativă americană
și un harmonium din India. De asemenea, el este un instrument foarte popular și tradițional din tradiția indusă. Deci tu, prin terapia pe care o practici, folosești instrumente din mai multe părți ale lumii și tu ți-ai creat această combinație de sunete, da? Exact. Eu iubesc foarte mult să pun împreună diferite tradiții, cred în uniune în lumea asta și de asemenea folosesc vocea și cred că vocea omului este cea mai pură, cea mai puternică instrument. Eu sunt foarte curioasă cine ai pregătit și abia aștept să ne relaxăm și noi aici, să ascultăm sunetele frumoase pe care le vor produce aceste instrumente, dar și tu, pentru că și tu ne vei cânta. Tinca, eu te las și revin mai târziu. Sachitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavate Sameta Shri Bhagavate Namaha.
Monica, vreau să-ți mulțumesc, să știi că te-am ascultat cu mare plăcere, chiar am simțit fiori, ceea ce înseamnă că am rezonat cu toate aceste sunete minunate și clar că atunci când vrei să simți experiența totală, trebuie să te relaxezi până la capăt, să fie într-adevăr ca o sesiune de terapie, dar e foarte frumos și îmi ziceai că pregătiți și un eveniment cu Sound Healing, da? Da? Pe data de 24 o să aveți oportunitatea să experiențați în totalitate călătoria de sound healing unde vă culcați și o să avem mult mai multe instrumente, mai mulți muzicieni. Avem pe un maestru din India, Punuasu, și un maestru de handpan din Viena, Amin Varconei. Împreună cu mine o să facem un eveniment de sound healing, data de 27 la Digital Park. Așa. Vă așteptăm cu drag. Da, să fie frumos. Mi se pare foarte curios. Eu cred că vin pentru că deja am simțit aceste vibrații pozitive și ziceam anterior și spațiul aici în studio s-au curățat energiile, până și operatorii îi văd mai bine dispuși, mai cu zâmbet, așa că cu siguranță a avut efect. Eu îți mulțumesc tare mult pentru această sesiune de sound healing pe care am avut-o astăzi aici. Așa mersi este. Tare mult. Vă mulțumesc mult. Iar acum rămânem cu un reportaj în care aflăm o poveste impresionantă, pentru că ieri a fost Ziua Internațională a Asistenților Medicali și vreau să urmărim povestea. Anastasia, ai 117/82, 99 saturația și 90 pulsul. În fiecare zi, asistenții medicali din întreaga lume lucrează din greu pentru a ajuta oamenii să se vindece și să-și trăiască viața la potențialul lor maxim. Mă numesc Tatiana Stratan, am 48 de ani, activez în acest domeniu de 25 de ani. Tatiana și-a dedicat întreaga viață acestei profesii. Pentru ea, a fi asistent medical nu este doar o slujbă oarecare, ci o adevărată chemare care a fost inspirată și încurajată încă din copilărie de către părinții săi. Am îndrăgit această profesie datorită părinților mei, mama care pe atunci făcea parte la fel dintr-o instituție sanitară și tatăl meu care mereu îmi sugera că uite cu această meserie o să ai în orice vremuri de lucru, ceea ce am înțeles foarte bine după pandemia recentă. Să fii asistent medical presupune o responsabilitate mare față de pacienți și familiile acestora, iar pentru Tatiana această responsabilitate este una dintre cele mai importante aspecte ale meseriei sale. Pentru mine, a fi asistent medical înseamnă a fi util la însănătoșirea unui pacient care este în suferință. Orice pacient, în afară de medicații și investigațiile care le face, mai are nevoie de o persoană capabilă, caldă, blândă, care să-i ofere siguranță și încredere. De-a lungul anilor a avut oportunitatea să activeze în diverse domenii, care au contribuit la dezvoltarea sa atât ca om cât și ca specialist. După finisarea Colegiului de Medicină în anul 1997, am fost repartizată la Spitalul de Urgență, actualmente Institutul Medicină de Urgență, în blocul de operații. Mă gândeam atunci că câtă responsabilitate este să faci parte dintr-o echipă de operație. Apoi, după concediu de maternitate, am fost repartizată în secție de chirurgie. În secție de chirurgie am învățat toate prescripțiile, toate manoperile, injecțiile, perfuziile, pregătirea pacienților de operații, postoperator, pansamentele. Apoi soarta a fost ca să mă întorc înapoi în blocul de operație. Cu câțiva ani în urmă, asistenta a hotărât să caute oportunități mai bune în străinătate. Chiar dacă experiența sa de acolo a fost una pozitivă, în permanență a simțit că inima îi aparține țării sale natale. Ca și mulți conaționali de-a noștri, am fost nevoită și eu să gust pâinea străinătate, lucrând de asemenea în domeniu. Boală și suferință este și acolo. Exact și acolo avem nevoie de răbdare, profesionalism și devotament. Dar din ziua plecării niciun moment n-am ezitat să mă întorc înapoi. După o perioadă de timp petrecută peste hotare, a ales să revină în țară și să își pună din nou priceperea și experiența în slujba pacienților aflați în suferință. M-au readus acasă părinții mei atunci când devin neputincioși, toată încrederea și speranța lor este în copiii lor. Noi cred că trebuim aici, în țara noastră,
să ajutăm oamenii noștri. La moment activez în cadrul Spitalului Clinic Traumatologie și Ortopedie, secția terapie intensivă. Avem pacienți cu diferite grade de arsuri care necesită un tratament mai îndelungat, multă răbdare și devotament. Tatiana nu își regretă alegerea de a urma calea medicinei. Ea consideră că practică cea mai nobilă profesie și se simte foarte mândră când munca sa este răsplătită de recunoștința pacienților săi. Pacienți sunt mulți. Noi nu putem să-i memorăm pe toți. Se memorează numai cazurile care sunt mai de lungă durată. Dar primim o satisfacție enormă atunci când întâmplător pe stradă te întâlnești și te recunosc și îți spun, uite, sunt pacientul cu tare, am fost operat în anul cu tare, de operația cu tare. Desigur, nu putem să-i memorăm pe toți, dar primești o enormă satisfacție când vezi că el se bucură, înseamnă că la timpul dat, la momentul dat, ai făcut un lucru bun. În ochii pacienților, o asistentă medicală este un înger păzitor care le oferă speranță, alinare și îngrijire în cele mai grele momente ale vieții. Aș vrea ca mai mulți tineri să îndrăgească această profesie. Este greu, dar bucuria este pe măsură. Plăcerea făcută în urma unui bine făcut, cred că nu se compară cu nimic. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este celebrată în întreaga lume la 12 mai, dată ce marchează și ziua de naștere a asistentei medicale Flores Nictingale, cea care a pus bazele moderne ale asistenței medicale. Aș vrea să-mi felicit colegii cu această zi frumoasă, curaj, răbdare, devotament, profesionalism și să nu aleagă drumul străinătății, să rămână la noi acasă. Este nevoie de noi aici, la noi acasă. În continuare discut cu Ana Smolnițchi și Sabina Efros. Bună, fetelor, bine ați venit la noi! Mulțumim pentru invitație, salut! Da, noi discutăm astăzi în contextul unui eveniment pe care voi îl pregătiți pentru mâine, vorbim despre Marșul Nașterii, da? Așa se numește. Așa este, Marșul Nașterii. Astăzi vreau să vorbim un pic despre nașterea blândă, pentru că oamenii știu că ce înseamnă o naștere, dar nașterea blândă presupune anumite condiții, este vorba despre atât confortul mamei, al bebelușului, sunt niște factori care sunt foarte importanți și voi mâine la acest eveniment propuneți de fapt să promovați nașterea blândă. Hai să explicăm pentru cei care habar nu au ce este o naștere blândă. Sabina cred că a avut cea mai blândă naștere, a treia oară, are trei copii și pe al treilea l-a născut în maximă blândețe, în ritmul ei, așa că hai să vedem ce spune Sabina. Sabina, povestește-ne, ce înseamnă naștere blândă? O naștere blândă, eu sunt în totalitate de acord cu tine, este în primul rând confortul mamei. Eu am mizat pe experiențele trecute că s-au întâmplat nu atât de plăcut, da? Nu atât de plăcut, nu atât de confortabil pentru noi și din aceste anumite experiențe pe care le-am avut, mi-am făcut niște concluzii că nașterea blândă este confortul meu, este felul în care eu mă simt emoțional, dacă eu mă simt în siguranță, totul o să decurcă bine și copilul simte asta. A fost, în primul rând, despre confortul meu. Acum să nu se înțeleagă că femeile vor nașteri ca acasă, un fotoliu comod, condiții de lux. Nu e despre asta. E despre liniște, intimitate, atât cât e posibil. În timpul nașterii este important să nu fii deranjată. Ceea ce cam se întâmplă în maternități, dau buzna efectiv câte 7 oameni uneori ca să-ți pună tot felul de întrebări, ceea ce încurcă, activează neocortexul, partea foarte evoluată a creierului, începe a gândi și atunci sunt inhibați hormonii. În principal, hormonul nașterii, oxitocina, pe care noi o producem în mod natural atunci când simțim plăcere sau când suntem în condiții familiale pentru noi, deci foarte cunoscute și ajută respectiv să avem o naștere blândă prezența soțului sau a unei persoane apropiate, ceea ce din păcate astăzi se cam încalcă, se restricționează sau se interzice accesul persoanelor apropiate. Apoi, de ce mai are nevoie femeia? De semi-întuneric, de regulă, căldură, liniște, să intre într-un soi de transă.
Și pentru asta ea trebuie să respire, să vizualizeze. Există anumite tehnici și nu trebuie să fie întreruptă, deranjată. Ce mai presupune nașterea blândă? Înseamnă să iei decizii, să ți se ceară consimțământul înainte de a fi efectuate anumite proceduri. Din păcate, astăzi se și induce travaliul fără să ți se spună. Și aici putem vorbi despre acel control medical, examinare ultimă la care mergi, se introduc două degete, se îndepărtează membranele fără să ți se spună măcar despre asta. Nu mai spun, știu din surse sigure, că se introduc și medicamente sau prostaglandine fără să îi se spună mamei, iarăși cu scopul de a induce travaliul. Asta poate fi catalogat drept violență obstetrică. De ce noi ne dorim să trecem la un nou nivel în maternități? Să fie discuții de la egal la egal. Femeia să aibă dreptul la a lua decizii. Desigur, nu fără a se pregăti. Femeia, ca să poată lua decizii, trebuie să fie bine informată. Că dacă merge acolo cu o grămadă de frici în bagajul ei de maternitate, nu se simte sigură pe sine, nu știe ce se întâmplă la o naștere, nu cunoaște mecanismul nașterii, atunci, într-adevăr, nu-i rămâne decât să paseze responsabilitatea către medic. El să rezolve cum ar veni nașterea. Doar că medicul nu-ți poate naște copilul. El are instrumente, el are medicamente și atunci te poți aștepta la anumite complicații. Experiența noastră arată. Și voi aveți multă experiență. Multe, deci avem câte 3 copii. Da, deci în total 6 copii aici, mine 7. Așa. Mai ales că eu am născut și prin cezăreană, a doua oară vaginal, dar vacuum asistată. Și în sfârșit a treia oară natural, deci am înțeles calea, am înțeles eu care sunt tainele nașterii în cele din urmă și pot să vă spun că informațiile corecte te ajută să naști. Da, și să fii și pregătită din punct de vedere psihologic. Femeile bine informate nasc lin, dacă au și parte de sprijinul emoțional, de suportul cadrelor medicale. Și noi asta ne dorim. Noi ne dorim să facem o echipă la naștere. Să nu existe un zeu al nașterii în fața căruia să te închini și sau să îți pasezi nașterea, dar să existe un om alături de tine care să-ți ofere sprijin. Noi mizăm și pe moașe, ne gândim că ar putea fi revizuit rolul lor la naștere. Moașa e ca o mamă pentru o femeie. Noi suntem pentru parteneriatul la naștere. Și iarăși am vrea ca bărbatul să fie pregătit, așa cum s-a pregătit și soțul Sabinei. Împreună au mers la seminare, împreună au urmărit webinare, împreună au citit despre asta. Pentru că de ce se tem unii medici? Că bărbatul o să încurce, o să leșine acolo și ce să faci cu el? În loc să o asești pe femeie, trebuie să ai grijă de bărbat. Deci, într-adevăr, ajută ca bărbatul să cunoască despre ce este nașterea, să fie bine pregătit, deci informat. Și doi părinți bine informați fac o echipă extraordinară cu un medic la fel profesionist, bine pregătit, care poate să-ți ofere și acel sprijin emoțional. Dar de ce ziceam să fie revizuit rolul moașelor? Pentru că moașa, într-adevăr, poate fi ca o mamă pentru femeie și într-un asemenea moment transformator, intens, oare nu te-ar ajuta o mână caldă a unei mame? Da, cu siguranță. Cu siguranță asta e cel mai important, această susținere, faptul că știi că cineva este acolo alături lângă tine. Sabina, uite, sunt curioasă în cazul tău. Tu ai trecut și tu prin 3 naștere. Au fost toate diferite? Da, au fost diferite și despre ce spunea Ana, vrem condiții la maternitate. Deci la a treia naștere nu voiam să nasc acasă. Deci nu că toată viața visam să o fac și iată m-am hotărât. Căutam alternative cum pot să nasc blând la o maternitate. Și asta a fost ca o ultima variantă, adică când nu am găsit nicio soluție în maternitate, cine să-mi ofere condițiile pe care eu le doresc. Asta a fost. Ai decis să naști acasă. Dar dorim să avem parte de aceste condiții confortabile, de acest suport emoțional în maternități. Da, mai ales că peste hotare există clinici care oferă aceste alternative, care oferă această posibilitate să-ți petreci travaliul, de exemplu, în cadă, dacă îți dorești acest lucru, să și naști în apă, dacă îți dorești. Însă la noi, din păcate, încă nu avem această posibilitate. Știu că mai sunt femei care pleacă în România pentru ca să nască cele care vor să nască anume în apă. Dar sunt de acord cu voi că e foarte bine să avem alternative, să avem opțiuni, să avem de unde alege. Până să ajungem acolo, noi vrem să fie cel puțin aprobat un plan de naștere.
să fie el obligatoriu. Femeia să vină cu un plan de naștere și medicul chiar să vrea să-l vadă și chiar să-l intereseze. Oare de ce are nevoie această femeie ca să nască Lin? Deci am dorit un plan de naștere, am dorit să fim lăsate să expozăm copilul în poziție verticală, dacă așa ne este comod, și să nu fim forțate sau obligate sau invitate insistent pe fotoliul ginecologic să naștem, să expozăm în poziția culcat, o poziție incomodă, negravitațională, nefirească până la urmă, care deseori îngreunează mersul nașterii. Acolo sunt mai multe momente ce țin de nașterea blândă. Eu vreau să revenim la ele mai târziu, pentru că chiar vreau să informăm pe cei care ne ascultă care ar fi acele situații, circumstanțele care o ajută pe o femeie să nască ușor, firesc, natural, fără complicații. Instructoare de pilates și mamă a 5 copii, dintre care cel mai mic are doar 2 luni, Masha Kinash ne spune cum trebuie să ne restabilim corect după naștere. Naștere este un efort tare și mușchii pelvieni după naștere sunt într-un spasm. Noi am revenit aici în studio și în continuare vorbim despre nașterea blândă. Vreau să-mi spuneți din propria experiență, pentru că voi aveți la activ câte 3 nașteri, deci e o experiență destul de bogată, în care ne puteți spune care au fost acei factori care v-au ajutat să vă relaxați, să vă simțiți confortabil și să nașteți ușor. Of, eu când îmi amintesc despre a treia naștere, am fluturi și mi se moaie genunchii. Deși am născut cu același medic, deci alături de același medic, prima oară, a doua și a treia oară, a treia oară a fost minunat. Noi ne-am sincronizat excelent. El mi-a dat cea mai întunecată cămăruță, că asta l-am rugat, din cel mai întunecat colț al maternității. De ce e important să stau singur? Să fie întuneric? Pentru că atunci tu te relaxezi, apare și oxitocina, hormonul nașterii, care face uterul să se contracte și respectiv să se deschidă colul uterin și tu nu gândești, este întunericul ăsta, produce melatonină și iată vine oxitocina. Uite, de asta este nevoie. Și chestii de intimitate, să nu fii deranjată. Și într-adevăr n-am fost deranjată. Eu brodam, mi-am luat cu mine broderia. M-am dus un pic mai devreme la maternitate, fiindcă eu am născut vaginal după cezariană. Prima naștere a fost prin cezariană, restul vaginale. Ei, și ca și cum medicul meu a dorit să ne asigurăm să fie totul bine, să se întâmple travaliul de la bun început sub supravegherea lui. Și uite, el a jucat rolul de observator. Chiar deloc, practic, nu a venit și adică venea foarte, foarte rar, așa cum și l-am rugat. Am urcat deja în sala de nașteri atunci când contracțiile au început și deveneau destul de eficiente. Mi-a permis să folosesc uleiuri esențiale. Chiar și în sala de naștere. Am zis, stai să-ți amestecul repede să mi-l fac și după aia să putem să continuăm. O să mă așez, o să mă fac comodă și așa mai departe. El a petrecut partea chiar intensă, deja când am intrat în travaliul activ, el stătea după ușă, în camera alăturată și pur și simplu mi-asculta respirația. Să vadă după respirație. Și asta e suficient. Deci tu nu trebuie să faci examinările astea vaginale dacă ești atent la felul în care respiră femeia și la felul în care se comportă. Pentru că tu poți să vezi când femeia deja se aruncă la pământ, adică se aruncă la pământ, se lasă jos, asemenea animalelor. Noi naștem ca animalele. Deja petrece practic tot timpul pe podea, în felul cum își mișcă picioarele, cum se... Deci cum, felul cum în care își mișcă ea, se mișcă corpul. Exact, da. Corpul, tu poți să înțelegi la ce fază este ea. Și uite, exact asta s-a întâmplat. Deci medicul să se implice cât mai puțin, deci practic cât el trebuie puțin. Să fie un observator. Dar iarăși atunci când femeia este pregătită, pentru că femeia care nu e bine informată o să spună că a fost abandonată. Deci când tu ești bine pregătită, tu înțelegi că nașterea este în mâinile tale, copilul e în corpul tău și pur și simplu lași corpul să-și facă treaba. Eu respiram, când deja eram aproape de expulzie, respiram așa. Iată, apropo, asta ajută să coborâm tonul vocii, adică pe vibrații foarte joase, pentru că noi ne lăsăm pe pământ, noi sunetul îl folosim ca vindecare, ia durerea, legănatul coapselor, poziția asta patrupedă, când te lași, da, în patru labi cum ar veni, și sau învine,
pentru că atunci iarăși ajuți copilul să apese cât mai mult cu căpșorul, da? Sau poți pe un fitness ball până să apară deja căpșorul, până să lase deja jos, poți să faci rotații, să miști bazinul la dreapta, la stânga, să faci cercuri, mm-hmm. și atunci tu ajuți ca acel căpșor tot să înainteze. Greutatea lui apasă, apasă, apasă și îți deschide colul uterin. Și atât sunetele astea joase, dar e foarte important să respiri. Și tu în același timp respiri, dar și când sunetul e vindecător, atunci când nouă ne este rău, noi ce facem? La fel, gemem. În cazul tău, ce ai simțit că te-a ajutat? Uite, la ultima naștere care a fost, de fapt, așa, fără implicarea nimănui, ce te-a ajutat pe tine în acel moment? Eu, dacă deja înțelesesem că voi avea o naștere neasistată, pentru că am fost doar eu cu soțul și copiii la sfârșit, înțelegeam că trebuie să cunosc absolut totul din punct de vedere de informații, și însă și înțelegerea procesului hormonal și cum funcționează toată nașterea m-a ajutat să înțeleg etapele prin care o să trec, ce o să se întâmple cu corpul meu, și nu a fost nimic surprinzător. Deci faptul că tu erai informată, da, ți-a dat absolut această încredere în faptul că tu poți să naști, da, ușor, singurică. Și plus s-a informat foarte mult soțul. L-am lipsit într-o perioadă deja mai aproape de naștere și plus înțelegea și el că o să urmeze să fie un ajutor al meu în acest moment, da. Și s-a implicat foarte activ. Noi făceam schimb de informații, el citea ceea ce... Dar în timpul travaliului, spune Sabina, da, te mișcai, ce? Unele femei fac checuri în travaliu, dar tu ce făceai? Nu am nicio, nu am nicio soluție de gen misterioasă. Treaba e că în procesul nașterii faci totul instinctiv, faci absolut așa cum îți vine. Nu calculez că, uite, acum eu trebuie să respir așa, dar pur și simplu natural îți vine să respiri așa, natural îți vine să te cobori la pământ. Dacă în maternitate mă gândeam, păi acum trebuie să mă așez pe fitbol, adică așa mi-a zis medicul, sau acum mi-a zis că trebuie să respir ca cățelușă sau să împing, da? În naștere făceai exact ceea ce, da, îți venea pe moment. Plus m-am asigurat, iată, ce m-a ajutat mult în travaliu, în maternitate mi-a fost foarte frig, lumină exagerată și nu mi-au permis să mănânc. În travaliu m-am asigurat că am un încălzitor care să mă încălzească la picioare, că am suficiente haine. Să-ți fie cald? Da, să-mi fie foarte cald. Lumina și, să fie difuză? Da, am avut chiar o lumină roșie care ajută să se elimine melatonină. Și m-am asigurat cu mâncare. Am trimis băieții să facă plin de fructe uscate. Vreau ca oamenii să se întrebe, femeile, dar și bărbații, cei care poate se pregătesc să aibă un bebeluș sau deja sunt în așteptare, să se întrebe ce pot face ei ca acest bebeluș să apară pe lume cât mai natural posibil, să apară ușor, pentru că este posibil nașterea să decurgă ușor, să decurgă lin, ține mult de acest cuplu să se informeze, evident, ține mult de acest cuplu să înțeleagă că este un proces fiziologic firesc, da, și medicii sunt aici ca să ne ajute, dar până la urmă naște femeia. Uite că la marșul nașterii din 14 mai o să avem educatori prenatali, doule, care vor vorbi anume despre senzațiile nașterii, despre durere, cum poți să o gestionezi pe cale naturală, fără medicamente. Tot acolo se va povesti cum se pun bazele atașamentului. Apropo, și consultantele în alăptare vor fi acolo ca să vă învețe cum să atașați corect la sân, ca să evitați complicațiile și să vă bucurați de acest proces care într-adevăr conectează mama și copilul. Vom mai discuta despre nevoile femei la naștere, deci vom avea lecții, seminare scurte. Deci pentru cei care voiau să se informeze, iată, e ocazia perfectă. Să vină. Mâine, chiar mâine aveți această ocazie. Unde se apropie cei care vor să se... La Grădina Botanică. Eu insist să veniți la ora 11, să fiți punctuali, la porțile Grădinii Botanice, ca să pornim împreună în marș, îmbrăcați în roz, culoarea evenimentului. Cu siguranță cei care sunt acum interesați de acest subiect, da, vor afla pe loc mai multe detalii, dar
mi se pare foarte frumos că organizați un astfel de marș, că vreți să popularizați această idee a nașterii blânde, pentru că sunt și eu adepta unei nașteri blânde, mi se pare firesc să naștem așa cum ne-a creat natura. Avem acum aceste tehnologii medicale, avem medici, specialiști minunați pe care îi respectăm și admirăm, dar trebuie să știm ce putem face noi, fiecare dintre noi, fiecare femeie trebuie să știe ce poate face propriul său corp și să aibă încredere în el. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, baftă! Acum însă urmărim un reportaj în care aflăm mai multe despre diversificare și, de fapt, colega noastră, Cristina Gonța, ea o să ne spună cum a ajutat-o pe fetița ei să aibă o diversificare ușoară, cum a introdus alimentele și care este meniul. De ceva vreme, pagina de Instagram a reporterului Ai Sănătate, Cristina Gonța, abundă în idei de rețete sănătoase nu doar pentru adulți, ci și pentru cei mici. Înainte de a începe această călătorie, Cristina s-a informat mult despre diversificare pentru că a vrut să facă totul corect, așa cum scrie la carte. După 6 luni, în prima lună, am optat doar pentru legume. După regula 3-4 zile o anumită legumă și la început în cantități mici, 2 lingurițe, apoi dacă totul era bine după 24 de ore, creșteam cantitatea. Și ulterior, prin rotație, am mers una după alta, după o săptămână de când i-am dat legume. I-am oferit și bucăți simultan și piureu în același timp. Îi dădeam cu lingurița piureul, iar ea avea la îndemână bucățile. Deja în a 7-a lună, după o lună, am introdus fructele ca gustări între mese. Deci legumele le ofeream la prânz, iar fructele ca gustare și după aceeași regulă, adică inițial unul, așteptam câteva zile, observam că totul este bine, treceam la următor, apoi le-am combinat între ele. A durat 2 luni, pentru unii poate este straniu, de ce așa lung, mult. Cum și-am spus, am vrut să o iau încet, am vrut ea să simte gusturile, să le experimente, pentru că are viața înainte, o să le guste, o să mănânce în fiecare zi. De asta am vrut să am răbdare și asta a fost ceea ce mi-am dorit eu. Iar din a 8-a lună am introdus terciurile, inițial fără gluten, m-am optat pentru orez, orezul basmati, apoi mălaiul, hrișca și ulterior un pic mai târziu cu cele cu gluten. Și ulterior carnea, am adăugat brânzeturile. Astăzi împreună cu tine o să gătim o rețetă pentru bebeluș. Despre ce este vorba, ne spui tu? M-am gândit astăzi să fac paste, pentru că tuturor copiilor le plac pastele, cred că și fetițele tale sunt amatoare. Dar m-am gândit să fac la niște paste anume mai sănătoase și aici alimentul cel de bază este sfecla roșie. O să facem niște paste cu sfecla roșie, dar nu niște paste simple, sunt niște paste din năut. Mai am aici mascarpone, brânză, este un pep de curcan fiert, nuci măcinate, un usturoi, dar am și aici o pudră de usturoi, fulgi de drojdie inactivă, o lămâie, suc de lămâie și o lingură de ulei de măsline, extra virgin și microplante. Cam de la ce vârstă am putea să le oferim copiilor această rețetă? Uite, dacă copilașul nu este alergic, atunci putem să începem de când am început să-i oferim carnea. Eu aș opta de undeva de la 9-10 luni, ar fi ok. Dar cu mențiunea că sfecla roșie ar putea fi alergică, de aceea luați-o încet. Văd că acolo deja ferbe. Da. Noi să scoatem capacul. Și între timp o să punem pastele la fert. Eu am aici, de obicei, cam fetiței mele, cam ofer 35, 40, 50, 60 de grame, depinde de cât este de flămândă. Eu m-am pus aici mai mult ca să reușim să gustăm cu toții. Și o să lăsăm să fiarbă. Până fierb pastele, zic să facem sosul. Sfecla roșie eu am fiert-o și am decojit-o. Puteți să o cumpărați și fiartă din ambalată. Eu așa o fac, pentru că mamele știu că nu avem timp, de aceea această speclă o să punem totul la blender și o să facem sosul. Tot aici adăugăm, de ce am lămâia, pare straniu pentru copilaș. Eu consider că specla este un super aliment și care ne ajută foarte mult pentru regenerarea ficatului și, din păcate, este, având-o la noi aici în țară, este puțin explorată, da. Și puțin utilizată. De aceea încerc cât mai mult să o introduc în alimentația familiei mele și sper că și cei de acasă să o facă. Ea conține fier, dar este fierul din produse vegetale, este non-hemic și nu se absorbe dacă este ingerat. Deci are nevoie de prezența unei vitamine C și în cazul ăsta eu o să pun un strop de suc de lămâie. Deci nu exagerăm. Așa, este suficient.
Aici adaug brânza mascarpone. Este cam o lingură la ceea ce pun eu, o lingură jumate, vedeți și voi după copilaș. Fulgi de drojdie inactivă, dar este ceva opțional. Știi că nu vreau să pare acum că este o rețetă sofisticată. Să știți că fulgii de drojdie inactivă sunt o sursă impunătoare de vitamina grupei B. De aceea, noi ar putea să o introducem copilașilor de la 6 luni, chiar de aceea este recomandată și are un gust plăcut. Eu înlocuiesc cu succes parmezanul, pentru că parmezanul din comerț conține sare și eu încă nu-i ofer sare. Așa. Și ulei de măsline, extra virgin. E important extra virgin, în sticlă închisă la culoare, da. Și ar fi de dorit, dacă vă uitați pe etichetă, să fie aciditatea între 0,4 și 0,8. Această zeamă de la paste, cam 100 ml sau 50, depinde de cum iubesc copiii consistența sosului. O să adăugăm aici. Pieptul de curcan puteți să-l adăugați direct în sos sau puteți să înlocuiți cu un piept de pui. Nuci simple le blendez, mărunțite, pentru că după cum știm nucile au un grad de sufocare foarte mare și atenție, dacă ați început, uitați-vă la un video cu prim ajutor în caz de nec, trebuie de știut neapărat, oricare, și tata și mama. De ce eu optez să le mărunțesc și le adaug. Știi că e o combinație foarte neobișnuită de culori și de gusturi. De unde capeți inspirație pentru a crea aceste rețete? Să știu, Alesa, că am încercat să caut în diverse surse pentru că vreau ca fetița mea, Emma, să aibă o alimentație cât mai diversificată și echilibrată, dar în același timp să nu optez pentru produsele care sunt în comerț, pentru că conțin sare, zahăr, diverse aditivi, da, euri. Și atunci m-am gândit ce să pregătesc. M-am inspirat de mai multe locuri, am experimentat acasă și în felul acesta am ajuns la mai multe rețete pe care le folosesc în alimentația Emei. Am pregătit chiar și un ghid cu regimuri pentru copilașii de la 1 an la 3 ani, care include principiile de bază în alimentația ale acestei vârste. Deci ce ulei să alegem, ce unt să alegem, ce înseamnă unt ghee, că tot am spus, ce înseamnă fulgi de drojdie inactivă, când introducem lactatele, cum facem, cum procedăm, dar mai mult și 2 săptămâni de regim cu mic dejun, prânz, cină, gustări și planific să lansez pe data de 1 iunie să fie un cadou pentru toți copiii care sunt și să le ușureze mămicilor munca și munca de zi cu zi, pentru că pe lângă mâncare trebuie să facem educație, distracție, plimbări și atunci să nu ne mai gândim ce să gătim astăzi. Foarte frumos! Mult succes în ceea ce îți propui! Mulțumesc tare mult! În continuare discut cu instructoarea de pilates, Mașa Chinaș. Bună, bine ai venit la noi! Bună ziua! Eu sunt fericită să vă văd. Și eu mă bucur foarte mult. Ai mai fost în reportajele noastre în care ai povestit despre pilates și cât de multe beneficii aduce pilatesul în viața noastră. Însă astăzi vorbim despre un subiect anume, o să vorbim despre femei și în special femeile după naștere, deci perioada postpartum. Până să ajungem să vorbim despre femei, hai să vorbim în general despre corpul uman, da? Pentru că tu combini o serie de tehnici, atât pilates, dar mai combini și alte cunoștințe. Da, așa și este. Și dacă noi vorbim despre recuperarea femeii, noi trebuie să înțelegem cum se petrece sarcina. Deci, perioada de graviditate a femeii nu este doar o fericire, dar este și o responsabilitate și încărcătură foarte mare pentru o femeie. Ea are foarte multe schimbări și fizice, și emoționale, și chiar hormonale.
trebuie să înțelegem structura corpului. Corpul nostru este format din schelet. Este o structură foarte tare. Da, avem și acolo în spatele tău. Oasele sunt legate cu ligamente. Ligamente tot este o structură fragedă. Ele nu pot să întind, ele trebuie să țin oasele la locul lor. Deci sunt rigide, da. Da, și mușchii, numai mușchii sunt o structură elastică. Și când femeia este gravidă, ca să poate trece ușor sarcina, ca bazinul să deschidă în timpul nașterii, canalele de naștere, ca bebelușul să iasă, noi avem așa un hormon care se numește relaxin. Și acest hormon relaxină relaxează și ligamentele și ele devin moi. Dar trebuie să înțelegem că nu numai ligamentele bazinului se relaxează, relaxează toate ligamentele corpului. Dar nu numai ligamentele oaselor. Chiar și, nu știu tu dacă știi, dar organele tot se fixează în corpul cu ligamentele. Și când femeia naște, apare deodată un loc aici. Un vacuum, o zonă liberă. O zonă liberă. Și organele nu mai au sprijin de jos. Și organele încep să atârne la ligamentele. Dar ligamentele sunt fixate de coloana vertebrală, de coastele, de oasele bazinului. Și când femeia naște, organele au o greutate și ele tind. A, ele trag după sine. Și chiar vertebrele și chiar coastele. Și la femeie începe să schimbă postura. Și unicul lucru care poate evita asta sunt mușchii, dar nu mușchii externi, dar mușchii interni care pot să mențină corpul, să facă o stabilizare pentru coloana vertebrală și să țină organele pe locul lor. Vreau să-mi spui în privința femeilor după naștere, pentru că deseori femeile, știi cum, adaugă aceste kilograme, au burtică. Și apoi și vreau cât mai repede să merg în sală să lucreze. După naștere ele vor repede să-și revină, dar... Ele trebuie să lucreze, dar nici într-un caz nu se ridice greutăți, nu se fugă, nu se alerge. Trebuie să înțelegem că hormonul, el rămâne în organismul chiar mult timp, 6-9 luni după naștere și ligamentele tot care rămân relaxină. Relaxină. Și ligamentele tot sunt moi. Și noi trebuie lent și atent să facem toate exercițiile. Dar trebuie să începem chiar în primele zile după naștere să facem exerciții, să restabilim sensibilitatea mușchilor, pentru că femeia după naștere nu simte mușchii. Ele toate 9 luni au fost extinse foarte tari și asta e ca un gips, ele nu au lucrat, nu au lucrat mult timp și ea nu le simte nici mușchii pelvieni, nici mușchii abdominale. Ea trebuie să începe să se simtă mușchii și să face o sincronizare cu respirație. Noi trebuie nu numai să încordăm mușchii, dar și relaxăm. Pentru că naștere este un efort tare și mușchii pelvieni după naștere nu sunt relaxate. Ele sunt într-un spasm, pentru că ele s-au extins foarte tare și apoi când noi am lăsat acest mușchi, el strânge într-o secundă și este ca un spasm foarte tare și femeia nu simte acești mușchi deloc câteva zile sau cineva chiar câteva săptămâni și chiar o lună. Și trebuie să recuperăm sensibilitatea acestor mușchi. Și după când femeia începe să le simte foarte bine, ea poate încetișor să facă un efort fizic mai mare. Și depinde individual de femeie, pentru că careva o să restabilească într-o săptămână, două, și depinde... Și de condiția fizică a femeii, de starea ei, de tonusul mușchilor, de cum arăta înainte de sarcină și care era forma fizică, corect? Da. Chiar după nașterea a cincea, eu am restabilit mult mai repede. În câteva săptămâni eu simțeam foarte bine corpul, el este tonificat și eu chiar pot să fac anumite exerciții care după, de exemplu, a treia naștere am început să fac, am putut să fac
Mai târziu. Mai târziu, cu, mi se pare că cu 6-7 luni după naștere, dar acum câteva săptămâni și eu pot să fac și este... Nu, Este o bucurie pentru mine. Dar hai apropo să le spun celor care nu știu că de fapt Mașa are 5 copii și cel mai mic de fapt cât are? Cât timp? 2 luni. 2 luni, deci 2 luni în urmă tu ai născut, da. Și respectiv experiența asta nașterii este foarte proaspătă pentru foarte tine. Foarte proaspătă. Și tu exact acum treci prin acest proces de recuperare, de restabilire? De-a 5-a oară. Deci Mașa știe ce spune. Noi mai târziu o să revenim cu niște exerciții și niște mișcări pe care le putem recomanda da femeilor după naștere, ca ele să știe cum pot ușor să-și revină, chiar fiind acasă, ce pot face. Însă acum facem pauză și revenim mai târziu. Începem. Inspirație și lent, încet ușor, ridică mușchii pelvieni în sus. Foarte bine. Și când expiri, relaxează. Așa, noi am revenit în studio și Mașa o să ne arate exact care sunt acele mișcări sau exerciții pe care le poate face o femeie după ce a născut în perioada de postpartum. Nu sunt exerciții foarte dificile, de ceva ieșit din comun. Nu sunt deloc dificile, încercăm să facem un exercițiu pe care o femeie poate face chiar în prima zi după naștere. Așa. Ca să restabilească sensibilitatea mușchilor pelvieni și pentru aranjarea corectă a corpului după naștere. Trebuie să culci. Așa, eu mă întind. Lasă picioarele, nu, îndăiete, la 90 de grade. Relaxează tot corpul și încerci să simți mușchii pelvieni. Cu inspir, încerci să încordezi mușchii pelvieni lent, strângi. Noi începem cu sensibilitatea mușchilor tăi pelvieni. Cu inspirație, tu trebuie foarte lent să strângi mușchii pelvieni și așa că încerci să ridici în sus. Uh-huh. Și când faci expir, relaxează mușchii și relaxează tot corpul. Începem. Inspirație și lent, încetișor, ridică mușchii pelvieni în sus. Foarte bine. Și când expir, relaxează. Și acum adaugă o mișcare a bazinului. Când tu strângi mușchii, începi să faci o mișcare a bazinului spre sine, așa, și expir. Numai cu bazinul. Încerci această parte a corpului să fie relaxată și fără mișcare. Numai bazin. Inspir mai mult, cu bazin, încă mai mult. Relaxează mai mult burta și numai mușchi pelvieni. Așa. Și strâns, lipește spinarea spre podeaua. Așa. Și de la sine. Tu nu trebuie să încordeți toate mușchile burței. Începi numai să simți mușchi pelvieni. Așa, știi cum, dacă tu vrei la vecel și trebuie să... Să menții. Chiar așa, foarte bine, foarte bine. Și relaxează. Și duci bazinul înapoi. Și iarăși, lipește spinarea spre podea, foarte bine. Și relaxează. Așa, foarte bine. Și acum, încă o dată, cât mai tare, încă o leacă. Și trebuie, știi, să simți o întindere acolo, în spinarea. Ok, și relaxează. Foarte bine. Acum facem o mișcare mai spre sus. Vertebră după vertebră, tu o să ridici bazinul, dar începe chiar așa. Coccisul merge spre pubis și ridicăm vertebră după vertebră. Încordează aici mușchii fieselor. Acum forța de gravitație, ea o să te ajute să simtă cât mai mult mușchii pelvieni încordați. Mai spre sus, mai spre sus, dar nu încordează aici mușchii fieselor. Așa, foarte bine. Și mergem jos, vertebră după vertebră, dar începe cu aici. Aici. E fiecare vertebră o să pui cât mai
foarte bine acum s-o primit. Uh-huh. Și încă o dată, bazinul spre sine, mai mult, așa, și numai cu mușchii feselor ridici bazinul, burta trebuie să fie relaxată total, uh-huh. Numai mușchiul pelvien trebuie să simt cât mai sus spre stomac. Uh-huh. Și când coborâm jos, întinde uh-huh. coloana vertebrală și pune fiecare vertebră cât mai departe una de alta. Foarte bine. Eu am simțit, într-adevăr, că atunci când îi încordez, altfel. Și orice efort fizic care tu faci, când ridici, când alergi, când faci exercițiul pentru abdomen, tu trebuie să încordezi mușchii ca să tragi înainte, dar uh-huh. nu să împingi din afară. Mașa, eu îți mulțumesc, eu am înțeles deja cum trebuie să fac corect exercițiile și pentru toate femeile care sunt după naștere, eu cred că sfaturile sunt foarte binevenite, dar hai acum să spunem și despre evenimentul pe care tu îl organizezi chiar mâine. Da, deci mâine, 14 mai, eu fac un eveniment dedicat sănătății femeilor, dar și nu numai femeilor, căci vorbim despre sănătate, fericire, finanțe, energie, realizare și vreau să vă invit pe toți. Detalii vă aflați pe pagina mea de pe Instagram. Vă aștept mâine la ora 12. Da, eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi la noi și, de fapt, la ea pe profil aflați mai multe informații pentru că ea mereu ține la curent urmăritorii cu ce pot face, tot felul de sfaturi, mai ales că este mămica a 5 copii, deci știe ce spune, așa că urmăriți-o pentru mai multe sfaturi despre sănătate și un stil de viață sănătos. Îți mulțumesc încă o dată, iar vă urez o sâmbătă frumoasă și noi ne revedem data viitoare. Până atunci, numai bine! Pentru astăzi am pregătit un antrenament full body. Este ușor de executat, am ales elementele de bază ca cei care ne privesc de acasă, sigur să poată și executa cu ușurință. 1, 4, 6, 8, 10. Pampers, partenerul emisiunii Ai Sănătate.